nimic fără Dumnezeu, o călătorie împreună. Cine sunt? De ce sunt? Cine e Dumnezeu? Ce treabă am eu cu Dumnezeu? Ce treabă are El cu mine? Prieteni, astăzi, în acest nou episod al călătoriei noastre, al drumului nostru de descoperire sau de clarificare ale unor subiecte, întrebări, vom vorbi despre moarte. Nu, vom vorbi despre viață și despre viața veșnică. Sigur, sunt moartea, viața veșnică, viața în general, sunt subiecte foarte, foarte, foarte greu de digerat. Spre exemplu, nimănui nu-i place să vorbească sau să zăbovească prea mult peste asupra gândului macabru al morții. De ce există moartea, de ce trebuie să trecem prin ea, mai ales când moartea se apropie de tine, devine din ce în ce mai personală. Ori să știți că Dumnezeu, în perspectiva Lui față de existență și de viață, Dumnezeu ne dă viața nu ca să ne pedepsească, și ne dă viața nu pentru doar câțiva ani de aici, doar câteva, știu eu, clipe aici, câțiva ani, 70, 80, 90, mă rog, pentru cei mai norocoși dintre noi. Dumnezeu ne dă viața pentru veșnicie. Sigur, viața de aici, prin calitatea și felul în care înțelegem să ne trăim viața de aici, putem câștiga veșnicia. Dar moartea n-ar trebui să fie subiect de spaimă, subiect de senzație, n-ar trebui să ne înfricoșăm. Moartea este o trecere. Pentru cel care crede în Dumnezeu, moartea este o trecere. Într-un episod precedent vorbeam de părerea greșită pe care o avem despre Dumnezeu. Dacă avem o părere greșită despre Dumnezeu, avem o părere greșită, riscăm să avem o părere greșită și despre viață, pentru că sursa vieții este El. Ori viața pe care El ne-o dă din ce are, din ce este, viața aceasta are premisele veșniciei, eternității. Omul este capabil și de Dumnezeu și de veșnicie. Astfel, moartea n-ar trebui să ne înfrigoșeze, pentru că oferta de viață a lui Dumnezeu este veșnică. Mulțumesc! Ne vedem în curând. O nouă treaptă, o nouă căutare, o nouă întrebare, un nou subiect. Poate ne lămurim.